Inspirația pentru acest video vine de la idolii mei, bărbații pe care îi urmăresc și îi admir, sperând că într-o bună zi o să ajung să merit și eu respectul pe care ei îl merită. Idolii mei sunt Jordan Peterson, Aaron Marino, Arnold Schwarzenegger, Cristiano Ronaldo, Michael Jackson și nu în ultimul rând, tatăl meu. Am învățat multe de la ei și e important să stabilești un set de caracteristici și de valori spre care să aspiri. Iar idolii exact asta fac, îți oferă o dovadă că se poate să faci ceva măreț, se poate să ai succes, pentru că ei au ajuns deja acolo și dacă ei au ajuns, poți și tu. De aceea eu cred că e important să ai modele, indiferent care ar fi acelea. Astăzi vom vorbi despre 5 calități pe care cred eu că orice bărbat puternic mental ar trebui să le posede, astfel încât să ajungă și el să fie idolul altora. Să începem. Prima calitate este reziliența. Probabil unii dintre voi nu știu ce înseamnă acest cuvânt. E bine, se referă la cât de repede îți poți reveni după un eșec. Vezi tu, oricât de dur ar fi armura pe care o porți, oricât de mult ai încercat să te protejezi de pericolele din afară, săgeți, tot o vor străpunge la un moment dat. Face parte din natura umană. Noi mereu ne dorim lucrurile pe care nu le avem, iar asta necesită efort, durere, sacrificiu. Trebuie să treci prin toate astea ca să obții ceea ce vrei. Dar e mai bine să fim în felul ăsta, pentru că dacă le-am avea pe toate, ar fi plictisitor. Ar fi o viață care nu merită trăită. Mulți oameni își doresc să trăiască veșnic și le e teamă de moarte. Ei bine, dacă stai puțin să te gândești, nu e cea mai înțeleaptă decizie. De ce? Pentru că vei ajunge să le ai pe toate, să faci tot ce ți-ai dorit. Și chiar dacă asta sună bine, la un moment dat vei rămâne fără nimic de făcut. Fără un scop. Tocmai acest neajuns, această imperfecțiune face ca viața să merite să fie trăită, pentru că dacă totul ar fi fost perfect, nu am mai fi avut ce îmbunătăți. Cu alte cuvinte, am fi fost inutili. Iar eu cred că asta e cea mai drastică pedeapsă pe care un om o poate primi. Să fie inutil. Din haos pornește ordinea și din ordine haosul. Una fără alta nu pot exista. După orice succes va veni și eșecul, iar după orice neîmplinire va veni și împlinirea. E acest relief care se va întinde până la finalul vieții. Așadar, e important să-ți reamintești mereu că atunci când treci printr-o perioadă proastă, poate că ești în una chiar acum, adu-ți aminte că nu va dura pe vecie. Acest eșec e aici doar ca să te facă mai puternic, așa că învață din el și menține speranța că până la urmă ceva frumos îi va lua locul dacă ai răbdare, dar nu numai răbdare, ci și voința de a ieși din impas și de a face tot posibilul pentru asta. Acesta este primul lucru care te face un bărbat puternic, să conștientizezi că vei fi pus la încercare, dar că le vei face față. A doua calitate este adaptabilitatea. Acum nu foarte mult timp am citit această carte numită Homo Deus sau Omul Zeu. Autorul vorbește despre viitorul speciei umane, câteva posibilități despre cum am trăit în viitor în comparație cu lumea de azi. Și ajunge la concluzia că trecutul nu stabilește viitorul, dar îți poate arăta la ce să te aștepți. De asemenea, mai spune că una dintre cele mai bune calități pe care le poți avea de acum înainte este capacitatea de a te adapta schimbărilor și sunt perfect de acord cu el. Trăim într-o societate care se schimbă într-un ritm din ce în ce mai accelerat. Ce este considerat bun azi, mâine va fi considerat insuficient, așa că dacă nu te adaptezi, mori. A fi adaptabil înseamnă a accepta schimbarea, dar schimbarea înseamnă să renunți la ceva pentru altceva, deci tu trebuie să decizi dacă merită sau nu. Pentru a face asta ai nevoie de niște reguli de viață pe care nu le vei încălca niciodată, dar ca să nu le încalci trebuie să fie foarte, foarte bine gândite. Așa că stabilește scopul tău major în viață și creează-ți regulile în jurul acestuia, astfel vei ști încotro să te îndrepți. Te poți integra într-un mediu dacă ești adaptabil, dar e foarte rău ca după un timp să afli că nu e mediul în care voiai să crești, așa că ai grijă cu asta. A treia calitate este să fii de încredere. Un bărbat puternic care merită să fie respectat, atunci când spune că va face ceva și își dă cuvântul, e bine, așa va fi. Inspiră siguranță și își ține promisiunile pentru că altfel nu le-ar mai face. Are o dezvoltată conștiință de sine și știe ce poate să facă și ce nu poate. Se respectă, dar are și respect pentru cei din jur, dar nu va accepta niciodată să fie călcat în picioare și va lua măsuri cu cei care încearcă să facă asta. A patra calitate este determinarea. Un bărbat puternic are un scop, o cauză pentru care luptă, își ia viața în mâini și își asumă responsabilități. Muncește din greu să ajungă acolo unde și-a propus și e conștient că doar așa va reuși, iar atunci când se ivesc obstacole, caută mereu soluții să treacă peste și învață din greșeli. Nu are nevoie de nimeni să-l motiveze, se motivează singur, dar nu este frică să recunoască atunci când a greșit. Este într-o permanentă căutare de informații și caută mereu să se îmbunătățească sau să mențină la un nivel ridicat lucrurile importante din viața sa. Este perseverent și știe că dacă își dorește și muncește îndeajuns de mult, va ajunge acolo unde și-a propus. Și în final,
final, a cincea calitate este urmărirea binelui suprem. Un bărbat adevărat știe că nu trăiește într-o bulă și nu se pune pe sine în centrul universului. Asta ar fi naiv. Este conștient că face parte dintr-un plan mult mai elaborat. Caută să urmeze regulile morale și etice și are o gândire diferită față de majoritate. Încearcă să urmărească binele și să realizeze ceva însemnat pentru comunitatea din care face parte. Încearcă să-i ajute pe cei care au nevoie, chiar dacă el însuși are probleme și nu în ultimul rând să-și aducă aportul la o schimbare spre bine, oricât ar fi de mic. Da, oamenii, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la Iacovescu Edi pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. Aveți aici lista cu cele 5 calități ca să vă readuceți aminte despre ce am vorbit astăzi. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Edi și până data viitoare, nu uita, pune o reușită în rateu! Pa, pa!